Bună ziua, bine ați venit! Lângă mine sunt colegii mei care vă vor da mai multe detalii. Marian Chivu, director operațional, și Adi Pârvănescu, director siguranță și securitate, care se ocupă nemijlocit de organizarea acestui eveniment. Și sigur vor fi felicitați pentru reușita noastră internă aici. Este cea de-a treia ediție a Timișoara Air Show. Am luat decizia să organizăm anul ăsta mai repede. Ne-a dat emoții vremea, se pare că va fi favorabilă, tocmai pentru că în anii anteriori temperaturile foarte ridicate au creat probleme spectatorilor și n-am mai vrut să se întâmple ca și anul trecut, că la un moment dat, datorită temperaturii pe platforma de beton, era undeva la 40 de grade, au plecat oamenii înainte de închiderea spectacolului. Acum văd că se anunță 24 de grade la prânz. Cred că va fi, din punct de vedere meteo, condiții optime. Există un comitet de administrare al demonstrației aeriene, condus organizator șef Marian Chivu, director operațional, și cu Adrian Pârvănescu, responsabil privind siguranța, care chiar au fost astăzi la o ședință de la sediul prefecturii, în care au fost invitate și au participat forțele, să le zic așa, de ordine din județul Timiș, respectiv jandarmeria, poliția județului Timiș, în mare măsură poliția circulației, inspectorat pentru ISU, salvarea și așa mai departe. Deci, din punct de vedere procedural, noi am trimis toate datele privind aprobarea acestui proiect către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, există niște proceduri, și în al doilea rând, pe plan intern, la nivelul prefecturii, s-a discutat asta, astfel încât organizarea să fie ireproșabilă. Lângă dumnealor va fi conducătorul demonstrației, adică conducătorul de zbor și care va fi și speaker, într-un fel, însoțit, asistat de un coleg din unitatea militară, dar noi îl cităm pe domnul Sorin Bochiș, un fost pilot, eu nu cred că mai pilotează avioane de linie, dar e pasionat de avioane ultraușoare. Ion Bucurei, supervizor echipa TVR, și comandor Florin Ivana, comandul bazei de elicoptere. În acest an s-a produs o schimbare și datorită unor condiții obiective. Aeronavele mic, care ne obișnuiau să închidă spectacolul de la Câmpia Turzii, nu mai pot participa. Și față de celelalte două ediții anterioare, Aeroclubul Sportiv al României nu va fi prezent pentru că și-au organizat cu mult timp înainte o altă participare și regretăm acest lucru, dar apare în schimb o noutate pentru România, Baltic Biz, care vor opera cu 6 aeronave L-39 Albatros. Va fi o surpriză și pentru noi. Colegii mei au văzut niște înregistrări video și cred că vor asigura un spectacol plăcut. N-aș vrea să spun eu mai multe, pentru că direct s-au ocupat colegii mei care vă vor da detaliile de organizare. RATT, loc de parcare, ora începerii și închiderii programului și alte lucruri de interes cetățenesc. Apreciem că va fi o participare similară cu cea de anul trecut, undeva la 10.000 de spectatori, care ne dorim și cred că și dumneavoastră vă doriți să se simtă foarte bine, astfel încât acest eveniment, după a treia ediție, să devină o tradiție la a patra, la a cincea, la a șasea. Aș completa doar atât înainte de a închide, că aceste evenimente aviatice costă. Costă efort, costă timp și costă bani. Ele pot fi organizate, pe de o parte, a dragostei pentru profilul ăsta de activitate aviație și pentru zbor în general, și pe de altă parte pot fi organizate pentru că avem suficiente resurse și experiență acumulată în timp și mai ales în ultima perioadă de timp și resurse financiare să putem susține asemenea evenimente. Acum mai rog pe colegii mei
și vă stau la dispoziție ulterior dacă este cazul, dar mi se pare corect că ei care sunt direct implicați să vă dea informațiile cât mai exacte și directe la sursă. Variantă. Da, deci așa cum a spus domnul director, data 21 mai, sâmbătă, pe o vreme favorabilă, o vreme bună pentru astfel de activități. Flyerele cuprind informația referitor la debut ora 9:00. Noi, ca și organizatori, ne putem lua în calcul o întârziere de maxim 30 de minute, pentru că, din experiența anilor trecuți, de multe ori s-au făcut congestii în drumul spre aeroport. Noi putem să mai așteptăm publicul larg, dar nu mai mult de 30 de minute, pentru că ținta noastră este undeva într-un program de până la ora 12:30. Suntem cu toate evoluțiile finalizate. De ce? Trebuie să fim foarte atenți la programul de desfășurare, pentru că anul acesta, datorită revenimentului activității pe aeroportul Timișoara, traficul de pasageri, chiar l-am și afectat într-o anumită măsură, unele dintre curse s-au reprogramat, altele au fost anulate, iar companiile aeriene și-au reprogramat zborurile în funcție și de intervalul alocat meeting-ului aviatic. Tocmai de aceea vreau să punctez încă de la început, avem un public spectator care ne cere an de an organizarea unor astfel de evenimente. Venim în întâmpinarea lor, dar în aceeași măsură vrem să avem grijă și să arătăm respectul pasagerilor care în ziua de 21 mai sunt programați pe cursele regulate de pasageri. Insist asupra acestui aspect și aș vrea, prin dumneavoastră, ca pasagerii din ziua de 21, care se vor suprapune în intrarea către aeroport odată cu publicul dedicat pentru meeting, să aibă obligatoriu la îndemână forma de bilet pe care o dețin. Biletul electronic, rezervarea făcută pe internet, pentru că pe parcurs vor fi anumite filtre organizate de aeroport, iar cei care sunt spectatori au o zonă dedicată pe care o să vedeți imediat prezentată pe slide, dar cei care sunt pasagerii zborurilor din ziua de 21 vor avea acces până în incinta aeroportului. Formațiile participante, foarte pe scurt, Ne puteți spune care sunt cursele? Ce curse sunt afectate? Deci în data de 21, prima dată, cursa de Bergamo a fost anulată. Vom avea două decolări cu program modificat. Zborul de Roma-Ciampino va avea decolarea de la Timișoara la ora 8:50. În loc de 7 dimineața. Timișoara-Dortmund este reprogramat pentru ora 8:15. Zborul era undeva la prânz. Pasagerii sunt informați, pentru că noi, închiderea aeroportului pentru meeting, am anunțat companiile aeriene de aproximativ o lună și jumătate. Ce este important? Venirea zborurilor regulate imediat după deschiderea portului. Și prima destinație la decolare este zborul de Eindhoven, care este la 13:25. Vedeți, pasagerii cu două ore înainte vor veni, vor aflui către aeroport exact în perioada în care noi vom avea activitatea desfășurată. Elementele acestea le-am discutat și la ședința de la prefectură. Vom avea sprijinul Poliției Circulației. Vom găsi mijloace astfel încât pasagerii să nu fie afectați pentru a ajunge în incinta aeroportului la timpul și la ora programată. Și știți despre ce e vorba? Completez puțin, ca să fie clar. Se pot produce ambuteiaje și pasagerul să nu ajungă la închiderea avionului. E simplu. Da. Despre asta e vorba. Bun. Deci cine va deschide anul acesta participarea va fi, vor fi colegii din baza aeriană 71 cu elicopterele IAR-330. Vor avea un program de 40 de minute. După care urmează formația ASALT. Vor avea un timp alocat de o oră cu ultra-ușoarele din dotare. Iacării acrobați, un program de 35 de minute, sunt cei care am avut și anul trecut, au avut un impact deosebit de pozitiv asupra publicului spectator, sunt prezenți și anul acesta și nu întâmplător, au lăsat o impresie foarte favorabilă și surpriza acestui an o constituie formația letonă Baltic Bees cu aeronavele pe care le-a menționat domnul director, cu LU-39 Albatros. Au un program foarte spectaculos, undeva la 35 de minute. Și sunt bine cotați în Europa. Foarte bine, am încercat și anul trecut, nu i-am găsit disponibil, dar anul acesta am avut în vedere și sunt participați în anul acesta. Aș vrea să intru un pic... Trecem asta.
Domnul Chivu, o scurtă întrebare. Problema parcării. Ați rezolvat-o? Știu că anul trecut a fost ceva probleme cu parcarea. S-a acum și... 2 ani. Anul trecut. S-a rezolvat problema asta? Da. Elementul foarte important. Anul trecut am reușit și tocmai pe slide, dacă se vede sau nu se vede foarte bine, vedeți aici punctul acesta, punctul cu verde desenat, este parcarea amenajată lateral dreapta față de strada aeroportului. Are capacitate de 3000 de locuri. Intrarea pe acea parcare se face deja de la intersecția cu Dura, cu drumul de centură. Toate mașinile vor fi deviate pe dreapta și publicul, după ce lasă mașinile, vor fi locuri amenajate, vor merge paralel cu strada aeroportului. Deci, practic, intrarea în aeroport se menține liberă de traficul acesta. Intrarea asfaltat. Da, drumul asfaltat. Asta înseamnă că nu vom mai vedea mașini parcate pe lateral? Absolut. Anul trecut n-au fost absolut deloc. Acum 2 ani au fost. A fost un buteiaș, știu că unde? Tot drumul era blocat, de la sensul giratoriu până la aeroport, efectiv, a fost drumul blocat. Nu, și anul trecut, poate nu așa, de, chiar de la sensul giratoriu, dar la apropiere. Deci chiar au remarcat, acum nu vreau să contrazic, eu vedeam ce e aici, dar chiar aprecierile de la Poliția Circulației era că anul trecut s-a rezolvat prin parcarea aceasta. Inclusiv pe centură erau Dura parcați. De la, pe centură, poate, da, sigur, dar vorbesc de la Dura încoace, nu mai erau probleme. Am extins și spațiile față de anul trecut, am avut 2000 de locuri, ne-am dus undeva la 3000 de locuri, deci încercăm ca mașinile celor care sunt spectatori să fie lateral, astfel încât drumul să rămână circulabil. Dar cine vine cu bicicleta sau cu transportul comun? Este cu atât mai bine, au acces până în incinta aeroportului. RATT-ul va avea curse speciale? RATT-ul, ca și anul trecut, vin cu o frecvență suplimentară, undeva la 15 minute vor avea acestea fluxuri de adus publicul în incinta aeroportului, iar este un mare avantaj faptul că autobuzul lasă publicul exact în incinta aeroportului, bineînțeles, autobuzul se retrage, același lucru va fi și la defluire. Autobuzele vor fi la 15 minute, tot din stațiile din incinta aeroportului, până la punctele consacrate, până în sensul, punctele cardinale și până la E4 Barat, până la gara de nord. Mergam, mereu să mergă. Da, da. Deci vor fi curse speciale de la RATT. Da, suplimentate. Aceleași curse, dar cu frecvență sporită. Sporită, da. Pentru, și chiar ar fi recomandat, dacă se apelează, pentru că este foarte facil de a veni cu autobuzul, cu RATT-ul. Punctele roșii înseamnă, nu insist, sunt numai niște puncte de control, în care vor fi implicați personal aeroport și poliția circulației, este exact filtrele de care vorbeam. Pasagerii și personalul aeroportului pe bază de card și, bineînțeles, invitații pe care îi avem, vor avea acces până în incinta aeroportului și parcarea mare de care vorbeam. În incinta aeroportului, aceasta este foarte pe scurt, deci schema parcării, aici suntem la intersecția cu Dura, pe verde se intră în parcare, intrarea principală, mai avem o intrare secundară, numărul 2, dacă acea capacitate este insuficientă, se intre prin două puncte, astfel încât timpii de umplere a parcării să fie cât mai rapid. Și undeva distanța până în incinta aeroportului, de acolo sunt undeva 600 de metri, care vor veni publicul pe jos. Organizarea din interior, zona publicului, zona verde, zona delimitată, zonă monitorizată de jandarmerie, de poliția transportului aeriene și de personalul aeroportului, bineînțeles și firma de pază. În incinta publicului vor fi zonele comerciale. Zonele comerciale postate pe două laturi, astfel încât să fie cât mai facil omul în timpul meetingului să mai are nevoie de un suc, de o apă, de alimente, deci sunt exact în zona lor. Formațiile de evoluție sunt în fața spectatorilor, după care, după evoluție, fiecare se apropie la undeva la o distanță de 2 metri, chiar în fața publicului, pentru prezentarea statică. Următorul. Defluire. La defluire, același lucru. Sunt punctele de supravegheate de poliția rutieră. Se va încerca pe cât este posibil deviația de tot pe traseul de la Dura până în sensul giratoriu de la Gear Matavi, care de acolo sunt două posibilități. O ieșire prin Dumbrăvița și o ieșire înapoi pe centură, dar peste pod, deci cam acesta va fi traseul, astfel încât zona de aeroport să fie, așa cum am menținut, cât mai mult posibil liberă pentru cei care vor veni la zboruri. Asta va dirija Poliția Circulației, nu trebuie ținut minte și nici fiecare cetățean să știe, fiecare parte. Poliția Circulației.
Cam asta este în principal modul de organizare. Am învățat în precedenții ani și lucrurile bune care le-am sesizat împreună le vom menține și anul acesta. Față de prima ediție, a doua a fost mai bună, aceasta sper să fie și mai bună din punct de vedere al organizării. Însăși faptul că n-am mai făcut-o în iulie. În iulie, într-adevăr, e greu. Sunt 50 de grade la nivelul platformei, uneori. Da. Și așteptăm un număr mare de spectatori. Vremea va fi una favorabilă, deci avem toate condițiile. Sperăm că și atractiv prin evoluțiile formațiilor angrenate. Da. Recomandarea mea ar fi și pentru spectatori să se prezinte cât mai devreme posibil. Pentru a nu se crea ambuteiaje și aglomerări pe traseu. Da, completat cu faptul că ambuteiajul în sine poate nu deranjează, sau deranjează. Dar dacă te prinde în ambuteiaj, vin toți într-un sfert de oră, 3000 de mașini, e clar că nu văd cel puțin o oră din spectacol. Deci noi recomandăm la ora 9 să fie prezenți la aeroport, pentru că de la locul parcării pe jos mai înseamnă 10-15 minute și e de preferat să nu... 8:30. Nu știu ce transmiteți. Noi am spus să fie la ora 9 la aeroport. Presa? Cum are acest? Presa... De o zonă delimitată, clar. Va fi asigurată cu jandarmi și cu pază, dar, ca de obicei, lumea este curioasă, știm, e bine să se păstreze limitele stabilite. Anul trecut a fost și expoziție de tehnică militară. Da, anul acesta nu va mai fi. Dar vor putea fi vizualizate aeronavele care vor termina evoluțiile, vor fi parcate tot în fața spectatorilor și pot fi văzute destul de aproape. Muzeul VIC-23 nu-l putem vizita. Nu, nu. Acela este în partea militară. Am văzut că deci văd că începe să fie o rutină aceste șocă, prea multe prevăzute. Și nici măcar noi nu suntem, nu mai suntem atât de entuziaști în atitudine. Păi suntem conștiincioși, nu entuziaști. În caz de vreme favorabilă avem, de exemplu, data de 22, dar este greu de crezut că prognoza de vreme favorabilă. Cu anunțarea când. Cu anunțarea în ziua respectivă, 21, atunci. Cu anunțarea în momentul în care ar trebui anulată, dar nu este cazul. Este cazul. Și duminică? Se anulează de tot, dar nu este cazul. Dar vremea ține cu oamenii buni. Mai ok? Da, da. Ține cu oamenii buni. Și foarte de ordine, de ce număr vorbim? Polițiști, efectivi, jandari? Deci numărul nu este stabilit, forțele vor fi suficiente pentru a asigura ordinea publică. Acum nu cunoaște. Anul trecut au fost în jur de două patrule de la Brigada Mobilă de Jandarmerie, două vehicule. ISU a fost într-un efectiv covârșitor, au avut o dispunere foarte mare. Și paza noastră, iarăși serviciul specializat de pază, în jur la 35 de oameni practic în dispozitiv. Și poliția rutieră. Și poliția rutieră care a fost pe traseu. Sunt toxice pe tot traseul din Timișoara până în aeroport. Dimineață și un prânz plăcut pentru cei, pentru participanți, pentru spectatori, pentru dumneavoastră și pentru noi. Și accesul publicului va fi liber. Categoric, da, da, sigur. Când am spus de invitație, spuneam zona de acces cu auto. Dar altfel nu se pune. Și ne dorim un număr cât mai mare, categoric. Ce va fi plătit vor fi serviciile comerciale, bere, apă, suc, cafea, mici și ce mai fie acolo. Aveți ceva politicieni, personalități, invitați? Invitați, toți n-am făcut anul ăsta invitații. Personalizate? Nu. Nu. Indiferent de nume, chiar nu vrem. Nu sunt invitații personalizate. Am invitat toți colegii de la aeroporturile din țară. Am invitat AGA și Consiliul de Administrație și în rest sunt invitații nepersonalizate, cum o să primi și dumneavoastră. Ceva de genul ăsta, flyerele astea. Dar dintre politicieni anume, cu cineva ați invitat? În mod special? Nu. Poate să vină oricare, nu? Prietenii mei sau cunoștințele mele sau ale lor sunt invitați și vă rog și ai dumneavoastră să fie prezenți. Nu am invitat special, nu e cu niciun mesaj. Păi nu, dar de obicei domnul Bojin ținea un discurs așa înainte de a începe evenimentul. Anul ăsta nu va mai ține.
Nu cred că va fi cazul, dar ținea pentru că era cald, era plăcut, era fanfară. Și țineți minte, am scos fanfara. Și nu cred că, fiind limitați de timp, acum fără glumă, fiind limitați de timp, pentru a afecta cât mai puțin traficul comercial, vrem să fie, și nici oamenii să nu stea mai mult decât două ore, două ore jumătate. Hai, cine dorește să mai stea o oră după. Dar mai mult nu se justifică. Dar, din nou spun, ne bucurăm de prezența, în primul rând, a reprezentanților Consiliului Județean, care sunt parteneri cu noi, au și finanțat o parte din program. Și sunt binevenit toți, actualii, viitorii, toată lumea. Da, am făcut invitație ministrului transportului, secretarului de stat care răspunde și directorul de aviație, dar ne-au spus că și-ar fi dorit, dar nu pot să fac. Dacă asta vă referiați, cred că nu. Dar ei sunt tehnocrați, nu sunt politicieni. Da. Sunt greșit. Tehnocrați, nu politicieni, da. Vă mulțumesc!